Prin harul Domnului o să avem scriptura, textul, pe parcursul cuvântului care va fi prezentat astăzi. Sunt multe situații despre care am putea spune, știți că în mod normal nu trebuia să fiu aici. <laughs> și uite, mire, la uite la mine, zice, știu ce zici. Dar voi nu o să-i spuneți doctorului treaba asta. Dar și dacă îi spuneți, să știți că el mă prețuiește foarte mult și mi-a iertat chiar și un astfel de lucru. <gânt> Am devenit foarte apropiați prieteni și mulțumim lui Dumnezeu, nu credem în întâmplări. Noi credem că toate lucrurile sunt rânduite de Dumnezeu într-un anume fel. Ce să zic, aș dori să punem la suflet cuvintele pe care le vom învăța astăzi. Vreau să mulțumesc pentru remarca aceasta care a fost făcută și anume că lucrurile sunt înțelese, se înțelege ce vorbim. Vorbim pe o limbă înțeleasă. Da. Mă silesc să vorbesc lucruri simple, știu să vorbesc și complicat. Am fost între oameni care vorbeau numai complicat și a trebuit. Aveam un limbaj extrem de condensat cu tot felul de expresii, că n-aveai timp acolo să... Dar în biserică am învățat de la Pavel Apostolul în biserică, vreau să spun cinci cuvinte înțelese, decât să spun zece mii de concepte care niciodată nu vor atinge pe nimeni. De aceea astăzi vreau să spun aceste cuvinte simplu și clar înțelese. Libertatea noastră de a alege într-o împrejurare sau alta este cel mai sfânt blazon pe care îl poate purta Dumnezeu. Toate ar fi fost, nemai auzite care le-a dat Dumnezeu, creația aceasta, viața, totul, dar dacă lipsea libertatea, este ca și cum ai fi într-o închisoare în care îți dă de toate sub ceruri, dar ce să faci cu ele, frate? nu trebuie. Mistreția de care vorbeam eu cu Ovidiu, <laughs> intră acolo să mănânce porumb în încercuirea în aceasta și mănâncă, mănâncă așa de bucuros, până ca de poarta când a căzut poarta jos, adică și-a pierdut libertatea, poate să fie porumbul de un metru acolo. Nu mai trebuie, nu mai vezi niciodată unul singur dintre ei mâncând un bob de porumb. Am studiat foarte serios asta în contextul unui uh, mic devoțional, îl scriu pentru tineri și am observat psihologia acestor, psihologia animalelor. În momentul în care și-a pierdut libertatea și-a dat seama de lucrul ăsta, nu-i mai trebuie nimic. Iar un om dacă ar avea casa poleită cu aur. În momentul în care și-a pierdut libertatea sufletului, nu-i mai trebuie nimic cu omului acelui. Dacă s-a căsătorit cineva și prin căsătorie și-a pierdut libertatea, omul acelui îi începe un drum lung și greu. Vai, dar lumea să uite din afară, vai ce căsătorie extraordinară. Nu, totul este extraordinar și frumos, poate să fie un cartof fiert sau chiar lipsă cartoful ăla dintr-o farfurie goală, dacă sufletul este liber în Domnul, atunci el trăiește un adevărat festin, un festival, o sărbătoare a sufletului său. Aceasta este cea mai înaltă notă pe care se poate vorbi despre Dumnezeu. El ți-a dat posibilitatea să alegi. Și vreau să învățăm bine acest lucru astăzi. E bine să ne aducem aminte că uneori putem prezenta ultima predică, aceasta poate să fie, sau putem să ascultăm ultima predică. Lucrul ăsta este posibil oricând, s-a întâmplat destule în adunări, s-a întâmplat în diverse lucruri. s-a întâmplat la învon cu omului Dumnezeu în timp ce vorbea și a încheiat spunând pe noul pământ, la revedere, și a căzut. Este asta inima, în București s-a întâmplat. Deci, Spun aceasta că noi trebuie să acordăm atenția acestui lucru. De obicei suntem atenți, foarte atenți la pasul 2, dar am pierdut pasul 1. Când pierzi pasul 1, e o problemă care compromite tot drumul de acolo încolo. Și pasul 1 nu este fapta, pasul 1 este alegerea. Băi, să fiu atent ce fac! Păi, o să fii foarte atent ce faci. Dar ești atent ce faci degeaba, dacă n-ai ales bine, dacă ai ales rău, a face acesta, o faptă sau alta, vine după a alege. Și aici s-a așezat Dumnezeu și a plătit cu viața lucrul ăsta. Vă rog să înțelegem cu toții prețul acestei libertăți a ta de a alege între bine și rău, a fost semnat cu viața. Nu, e, nu este un lucru de găsit pe tarabă. Este un lucru atât de prețios, peste care trecem atât de repede, și de aceea suntem atât de ușor prăbușiți la pământ înșelați, chinuiți sau distruși. Pentru că nu am acordat niciodată atenție acestui moment. În timp ce diavolul acordă mare atenție acestei clipe, el știe că dacă a reușit să îți alunece piciorul aici în ce privește alegerea, restul nu mai contează din clipa în care s-a produs această alegere greșită. Mai ales Că ai de ales. Dacă n-ai avea de ales. Dar, dar o să învățăm împreună câteva lucruri frumoase. Niciodată cu Dumnezeu nu vom intra într-o situație în care nu avem de ales. Asta nu există. Dacă am ajuns într-o situație unde nu ai de ales, sau dacă am ajuns într-o situație în care avem de ales între două rele, acolo suntem din cauza că n-am ales pe Dumnezeu. Am trecut deja peste prima etapă. Niciodată nu se poate ajunge aici. De ce? Dumnezeu garantează această libertate a ta de a-ți alege, de a hotărâ ce faci și cine ești, El garantează cu propria lui viață. Tu nu poți să ajungi într-o situație în care nu mai ai de ales acum, fără să fi trecut peste niște interzisuri, peste niște semafoare roșii care au proiectat în fața ta, peste glasul care ți-a spus, iată, drumul nu merge pe el, nu se poate a întâmpla acest lucru altfel. Și o să avem aceasta prin, prin, câteva exemple. Este lucru asupra căruia diavolul lucrează din greu, din plin, din totdeauna. Cel, cea mai mare energie diabolică este investită la capitolul alegere în viața ta. Nu este la capitolul comportament, Comportamentul deja urmează, este, este, rezultatul natural al alegerii tale. El nu operează aici în domeniul comportamentului. Aici, du-te deja de capul tău din clipa asta. El operează cu disperare la capitolul alegere. Acolo se dă lupta. Acolo se câștigă sau se pierde lupta. Tot ce urmează în afară este partea văzută a icebergului. Restul este istorie. Sunt situații și mă veți întreba, bine, bine, dar ce spui când ești în fața morții? Ce mai de ales acolo? Mai de ales ceva? Da! <laughs> da, sigur că da. Moarte, 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 bine că ai venit. Nu e nicio problemă. Știam că vii, nu este nicio surpriză, nu încerca să mă sperii, că mă sperii degeaba. <laughs> Eu știam că vii. Din grădină am știu că vii. Se știe lucrul acesta. Dar am de ales acum. Încă am de ales. Mai ales că am de ales. Și în fața morții vei alege cu cine vei petrece veșnicia. Ai de ales încă. O, oh, pentru. M -m mă iertați că aduc în discuție acest subiect, dar am stat lângă prea mulți oameni care au sfârșit în viață văzut prea multe monitoare din acestea ticăind și după aia gata. Și atunci ne-a spus, a încetat. Era trei dimineața și era pe monitor a mers o linie dreaptă, n-a mai fost niciun fel de... E clar lucrul ăsta. Dar chiar și într-un astfel de moment. Și în 2 Corinteni 1,8, Spune Pavel, nu mai trăgeam nădejde de viață, ne spunea gândul că trebuie să murim, mai e ceva de făcut? Da, mai este ceva de făcut și continuă el să ne punem încrederea în nu noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Adio, oh mai my... nu, chiar am vorbit azi dimineață cu un iubit suflet care este aici cu noi astăzi și care uh, varsă lacrim la amintirea acestei ruperi din viață. Și am spus, muta ancora de acolo, din trecut, muta ancora în viitor, ancorează în făgăduința lui Dumnezeu acum. Fă lucrul acesta. Așa, ai de ales. Ai de ales. Și alegerea aceea bună, spune Pavel, a fost ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Între toate situațiile vieții, cea mai dramatică este această situație fără ieșire. Când ești într-o situație fără ieșire. Dar să nu vă înșele nimeni. Niciodată această situație nu va veni atâta timp cât trăiește Dumnezeu. Această situație nu există. Satana va pune mare eforturi să te convingă pe tine că ești într-o situație fără știre. Nu, Nu-l crede pe ăsta, pentru că ori de câte ori vorbește, ăsta spune o minciună. Știți tabloul acela cu jucătorul de șah, al lui Maurice Ritz? No, el, tânărul este dat șah mat de diavol. Și atunci e miezul nopții și tânărul este trist și este apăsat. El nu mai are ieșire, și marele șahist omului Dumnezeu studiază poziția pieselor pe tabla de șac și strigă în fața tabloului acestuia: Nu ce, da, mai ai o mutare de făcut! Nu ce, da! Pentru că el urma să spună: Ce mă, mă predau. Este arta satanei de a căuta să convingă sufletul omenesc că nu mai are ieșire. Ceea ce despre care vorbea Pavel în locul acesta. Este arta diavolului de a face pe om să creadă că există o singură ieșire din situație. Acum, zilele, lunile trecute, mi a fost așezate în față trei opțiuni. Și s-a spus, opțiunea numărul 1 și frumoasă este asta, sperăm să meargă. Opțiunea numărul 2 și mai grea este asta, opțiunea numărul 3 pentru care trebuie să semnezi este aceasta. Și zic opțiunea 4, opțiunea 4 nu mi-a mai spus asta, pentru că opțiunea 4 să știa care este. Și uh, mi-am adus aminte de textul lui David. Deci îți așez înainte trei opțiuni. Și David a spus, nu aleg niciuna. Nu aleg niciuna dintre aceste trei opțiuni, te aleg pe tine. Și a ales pe Dumnezeu în mijlocul acelor. Alege ciuma sau moartea sau războiul. Nu! No. Nu aleg nimic și nu aleg pe nimeni, nu aleg ceva, ci aleg pe cineva. Și așa, atât, atâta de frumos a spus el. Vreau să cad în mâinile Domnului. Și așa s-a întâmplat, l-a primit Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Nu primiți niciodată în mintea dumneavoastră, mintea ta niciodată să nu se așeze gândul că nu există drum de întoarcere, că nu există ieșire din situație, atâta timp cât trăiește Dumnezeu. Nu mai fi în dreapta și în stânga sau înainte și înapoi, dar este în sus. Acolo nu poate bloca nimeni niciodată lucrul acesta. Această la binecuvântare a alegerii pe care ne a dat-o Dumnezeu așează asupra omorului nostru o răspundere incredibilă. Nimeni nu va fi judecat pentru ceea ce a crezut Ați văzut că aici, la școala de sabat, am avut o, o sfâreală azi dimineață de n ați mai văzut <gântu -i> E nu mai puțin, mie mi-ar place să ne întâlnim într-o după-amiază și fără ceas, fără nimic. Haideți să discutăm treaba asta. Că este capital lucrul ăsta, E fundamental. Și uh, Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de simplu. Știți cum ne-a întrebat la început? E greu sau este ușor? Păi e greu dacă încerci singur și este foarte ușor dacă e jugul meu asupra ta. Este, este extrem de ușor. Dacă vom lua tonul și, și răspunsul de la el. La fel stau lucrurile și aici este o responsabilitate așezată pe umărul și pe sufletul nostru și mă bucur de lucrul acesta. Dumnezeu nu te va întreba și nu te va judeca pentru ce ai crezut, ci pentru ceea ce ai ales să crezi. Că înainte de a crede un lucru, alegi să crezi ceva. După aceea, crezi. Dacă ales să nu crezi ceva, indiferent ce evidență ar aduce unul, ai ales să nu crezi, nu crezi. Dacă ai ales să crezi ceva, indiferent ce evidență ar aduce cineva și ți-ar demonstra contrariul deodată și ai ales să crezi un anume lucru, nu. Odată ce ai ales să crezi un anume lucru, vei umbla după dovezi, uite, vei construi un caz. Vezi că este așa. Uitați-vă la oameni care mărturisesc cele mai stranii concepte biblice de te dor creierii în cap când le auzi. Ei au texte în Biblie. Au căutat dovezi, au găsit acolo tot felul de lucruri și au construit un sistem pentru că au ales să creadă treaba asta. Nu vă mai bateți cu argumente cu oamenii, că dacă voi aveți argumente, au și ei argumente. Nu, nu e vorba de un dialog între argumente este vorba de o alegere. Dumnezeu va judeca ce am ales să cred. Nu ce am ales să fac. Nu mai avea nicio alegere a face sau a nu face un lucru din moment în ce ai ales acest, acest, lucru. De aceea spun că acesta e punctul crucial al vieții noastre, al umblării noastre cu Dumnezeu. Ia seama în adâncul sufletului tău spre ce te trage inima, îl întrebau pe Iov. Încotro te înclini, ce fel de lucruri îți plac sufletului tău, urechii tale, ce, ce încotro te înclină, se înclină viața ta? Așa vor fi alegerile tale. A fost așezat în fața oamenilor totdeauna această situație fără ieșire. Cineva fiind excomunicat de biserică, i s-a spus în același timp că este pentru totdeauna nemântuit, este pierdut, este iad, este lepădat, acesta acest a fost și este și rămâne mesajul până astăzi. Îmi spuneam, frate, care a fost exclus, îmi spunea că a mers noaptea și s-a dus cât mai departe de s-a dus pe munte și a urlat până când i-a curs sânge din gură. Atât a urlat omul ăsta. Deci, asta mi-au făcut oamenii ăștia și i-am spus, zic, îmi pare rău, dar nu ți a făcut nimic cu oamenii ăștia. Nu. Știi cine te-a făcut să urli în halul ăsta? Ce ai ales să crezi tu despre biserică? Tu ai ales să crezi că dacă te-a scos afară, te-a trimis în iad, este, e final, nu mai ai altă, nu mai există niciun Dumnezeu dincolo de lucrul ăsta. Nu l-a inventat biserica lucrul ăsta, l-a moștenit și de la mama cu fiicele și tot așa mai departe. Dar tu ai fost chinuit de ce ai ales să crezi. Dacă tu erai un om care ai fi înțeles și ai fi crezut că în nimeni altul nu este mântuire, nu în nimeni alta. Dacă ai fi înțeles și ai fi crezut că nimeni altul nu este mântuire, n-ai fi urlat noaptea pe munți. Da. Din potrivă, ai fi ancorat în stânca beacurilor, ai fi spus, Doamne, cum a spus Hus, iar eu îmi predau sufletul în mâinile tale. Doamne. Dar ați observat că de obicei nu se așează alternative în fața omului, ci omul este întotdeauna sub un fel de regim polițienesc. V-a oprit poliția noaptea vreodată? Da, v-a oprit. Care a fost prima întrebare? Ați băut ceva? Da, deci uite, că abia mă fără lumini. Dar întreba, ați băut ceva? Ați auzit vreun poliția întrebându-vă, ați mâncat în seara asta, sunteți bine, sunteți supărat, va muri cineva. Dar ați auzit vreodată? Nu există așa ceva. La biserică unii dintre noi sunt anonimi, nimeni nu întreabă de ei niciodată, dar dacă se aude că au făcut ceva, imediat sunt luați în atenție. Nu interesează pe nimeni dacă a mâncat, are suferință în familie, în corp, de ce o fi bolnav, o Nu știe nimeni. Dar interesează treaba asta. Iubiții mei, nu, a zis, nu alege să nu ascultați întrebarea aceasta. Alege să ascultați o altă întrebare. Atenție! Iisus nu a întrebat pe femeia aceea unde ai fost. Nu. Ce Isus a întrebat-o, unde sunt părinții tăi? Aceasta e întrebarea lui Isus. Și dacă se întâmplă că nu ți se dă bună ziua sau nu interesează pe nimeni de suferința ta, nu confunda niciodată pe Dumnezeu cu oamenii. El este acela care spune, eu trăiesc suferințele tale, eu nu, nu le-am auzit sau le-am văzut, eu, eu trăiesc suferințele tale. Iubiții mei, dacă mă întrebați de ce am venit astăzi aici, am să vă spun. Am venit să vă mulțumesc din adâncul sufletului. Am ales lucrul ăsta. Mi s-a spus să stau uh, cu minte, cum nu s-a mai pomenit toată luna asta și încă un an de acum încolo. Și sunt, sunt în sufletul meu, caut să fiu cu minte. Dar n-am putut să încep să fiu cu minte fără să vin întâi aici, și să mulțumesc tuturor care s-au rugat pentru mine. Vă dați seama ce a însemnat pentru mine rugăciunea voastră. M-au sunat prieteni de la conferință și s-au rugat cu mine, mi-au scris texte, diverse persoane. Nu a fost un lucru mare sau așa de important, dar a fost un lucru extrem de primejdios. Vecinul de, de lângă ceea doar a funea despărțit la ICU, acolo vecinul de lângă mine, a fost adus, eu au întrerupt tot și a fost adus de urgență, pus pe oxigen și luptau, toată lumea lupta să îl țină în continuare în viață. Și a avut ochii deschiși când am plecat, am putut să comunic și i-am spus, am auzit tot și m-am rugat pentru tine. Și a apărut lumină în ochi, doar că a auzit cuvântul ăsta că a rugat pentru tine. Eu o alegere în orice lucru, ori alegi să faci din el o dramă, ori alegi să faci din el o fereastră spre Dumnezeu. Și, da, doctorii și... Da, domne, îmi pare rău că trebuie să trecem pe aici, dar trebuie să trecem pe aici. Și am spus, este un mare privilegiu. Nu oricine a avut acest privilegiu. Unii oameni s-au dus în pământ și nu au avut niciodată privilegiul ăsta. Și nici nu au știut de ce s-au dus. Iar eu am privilegiul acesta astăzi. Și doctorul mi-a asta înseamnă să vezi partea plină a paharului. Da, zic, pe cea goală o lăsăm celor care caută lucrul acesta. Dar... Zilele trecute, fiica mea, Elena, s-a dus cu Olivia. Olivia are 2 ani. S-a dus cu ea la grădina zoologică. Și ce n-ar fi dorit fica mea să se întâmple, tocmai atunci o pisică mânca un șoarece. <laughs> și Elena s-a gândit, Doamne, nu e bine să vadă copilul ăsta așa ceva, cum mănâncă șoarecele ăsta. Și până la urmă o întreabă pe ea, Olivia, ce crezi tu că a zis șoarecele ăsta? Ea s-a gândit o clipă și a zis, Thank you! <laughs> Niciodată n-am auzit de la cineva un astfel de răspuns încă. Poate o să auzim altele, dar e așa, așa a răspuns. Așa a gândit ce ar zice ea. <laughs> Thank you! Nu știu dacă a înțeles despre ce e vorba. Dar și nici noi nu înțelegem mai mult decât cei e mici realitate din, din ceea ce înseamnă adevăr. Înțelegem și noi o parte din, din el dar putem să spunem din tot sufletul lui Dumnezeu, thank you. Am descoperit un lucru foarte frumos în acolo și am scris o mică cugetare așa și le adun. În viață căutăm să fim pe placul multora, dar când îți dai seama că numărătoarea inversă este în desfășurare, nu mai dorești să fii decât pe placul unuia singur, a lui Dumnezeu. Și atât. Zice oamenii aceștia, referire la Abel și la proroc, zice: când au plecat din lume, au primit mărturia că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Atât, nu trebuie altceva. Și restul bunurilor din viața noastră, toate aceste bunuri materiale, sunt imobiliare, toate. Ele niciodată nu vor fi mutate de aici. Sunt imobiliare, ele rămân în locul acesta. Vreau să mergem la un exemplu bine cunoscut de noi. Dar mă mărturisesc, n-am văzut până când n-am avut privilegiu să mă pregătesc pentru ziua de n-am văzut aceste lucruri. Unele sunt pe care le-am cunoscut și uh, le mărturisesc, le aduc aici înaintea dumneavoastră, unele sunt pe care le descoperim împreună. Aici este unul pe care l-am descoperit și îl descoperim împreună. E textul nostru de bază de astăzi, Iosua spunând poporului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Mai ales că aveți de ales. Dacă nu ați avea de ales, dar aveți de ales. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, fără să... N-aveți timp acum să vă ocupați de Biblie, dar acasă o să vă ocupați. Și o să citiți din nou. Totdeauna contez pe lucrul acesta, menționez mereu în predică, duceți mai departe lucrul ăsta. E încă enorm de mult A, adevăr în locul acela. Ați observat care a fost alternativa pe care a așezat-o Iosua în fața poporului în cazul în care ei vor hotărâi să întoarcă spatele lui Dumnezeu? Ia, el el i-a îmbărbătat și a, cu propriul exemplu și a zis, uite, eu și casa mea, noi am ales lucrul ăsta și nu vă cer vă, să alegeți pe Dumnezeu și eu umblu cu diavolul. Nu, caut să, să așez o pildă înaintea voastră. Asta a fost mijlocul prin care a îmbărbătat el poporul. Dar Iosua le-a spus așa, în cazul în care ați hotărât să întoarceți spatele lui Dumnezeu, nu există alternativă pentru voi, decât vă veți găsi între două orele. Ori veți sluji Dumnezeilor, uh, pe care au slujit părinții voștri dincolo de râu, știți că se închineau la ceramică, la pământ, la astea, ori veți sluji Dumnezeilor țării acesteia, care ard copii pe altare, fac toate nenorocii pe molohul acesta, uh, nenorocii nemaiauzite. auzite. Iosua le-a spus clar, Dincolo de Dumnezeu, fără Dumnezeu, sunteți într-o situație fără ieșire, sunteți între două rele. Ori pe care îl veți alege dintre ele, ori cei de dincolo de râu, ori cei de aici, răul este rău și rămâne rău, dincolo de Dumnezeu. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, aveți următoarea alegere. Ori Dumnezei de dincolo de râu, ori Dumnezeu a muriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Am ales fiindcă am avut de ales. Mai ales că avem de ales. Este posibilitatea noastră. Adesea, arta diavolului este să inspire omul ideea că nu are de ales. Ba da! ba da! Ba da! Nu există nicio situație în care să nu poți să te aleg pe tine, Doamne. Și el face alegerea aceasta. Acum aici vreau să fim împreună vă rog, cereți de la Dumnezeu viață a minții și puțină încordare ca să, să, descoperim ceva extraordinar. Poporul a răspuns, versetul 16. Suntem în, în Iosua 24 și versetul 16, poporul a răspuns. Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Departe de... Bine sau rău? Bine! Sincer sau nesincer? sincer. Ei sunt convinși din toată inima. A fi sincer înseamnă, nu înseamnă neapărat a avea dreptate. La odicea este sinceră în amăgirea ei. Sunt așa, sunt așa și nu e așa deloc. Ea e sinceră în amăgirea ei, dar este amăgită. Și a fi sincer în amăgire nu schimbă cu nimic amăgirea sincer în amăgirea lui. În mod sincer a pus mâna pe un cablu electric pe care este tensiune, în mod sincer a pus mâna, a fost convins că nu e nimic acolo. Și a fost 27.000 de, de volți. În mod sincer a făcut lucrul. Sinceritatea nu scapă pe nimeni. Alegerea e cea care schimbă destinul. Despre ea vorbim. Ei mărturisesc frumos despre Dumnezeu, este Dumnezeu nostru, El ne-a scos, Dumnezeu a fost cu noi, fără discuție, versetul 18, și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Ce mai aveau ei în buzunare, pe dedesubt, pe sub șaua Cămilei, când au spus vorbele astea? Cine știe? Cum? Alți Dumnezeu avea acolo. Deci când cineva vine și își predă viața înaintea lui Dumnezeu, facem-o sincer. Întrebarea nu este aceasta. Întrebarea este dacă Lângă Domnul sau pe lângă Domnul mai sunt alte lucruri. De ce, de ce este această întrebare? Pentru că mai devreme sau mai târziu lucrul acesta se va sfârși rău, în ciuda hotărârii lor de a sluji pe Domnul. Ei au luat această hotărâre, au luat cu toată inima hotărârea aceasta, dar aveau asupra lor Dumnezeii străini. Și ei au gândit că... Vor sluji Domnului, dar și aceste lucruri. Iosua, când ei au spus, noi vom sluji Domnului, Iosua le-a spus, nu veți putea. De ce? Cine îmi spune, de ce a spus Iosua, nu veți putea? Nu poți. Cine a mai spus cuvintele astea? Iosua cel mare. Isus. Nu, nu se poate sluji la doi stăpâni. Dacă Dumnezeu este Domnul, mergeți după El, a spus Ilie. Și dacă este Bal, mergeți după El. Nu se poate trăi în felul ăsta. Nu este vorba că nu va încerca cineva sau că nu gândește cineva că merge, ci nu se poate. Așa cum a spus și cu privire la mântuire Domnul nostru. Nu, nu, la oameni este imposibil. Mi-a scris cineva acum că deci, e, e foarte greu ce spui acolo în predica aceasta. Și am spus, zic, spui că este greu pentru că ești o persoană legalistă. Un legalist, spune, e greu. Dacă ai fi creștină, mi-ai spune așa, este imposibil, nu greu. Este imposibil la oameni lucrul acesta, este cu neputință. A spus cineva care știe ce vorbește. Și Iosua, acestă, această, această Imagine, ilustrație închipuitoarea lui Isus. El le spune lor, nu se poate, vom sluji Domnului, nu veți sluji Domnului. Nu, nu o să puteți. De ce spunea aceasta? Știa ce mai au cu ei acolo. Voi veți părăsi pe Domnul. Cum să ne spui așa ceva? În mijlocul au așa declarație și de intenție și cum am învățat noi la Botez aici și să ne spui chestia aceasta în mijlocul acestui lucru. Nu voi vă veți despărți de Dumnezeu, voi vă veți închina la alți Dumnezei și nelegiuirea voastră vă va ajunge. Vă veți nenoroci pe voi și vă prin alegerea voastră. După ce v să vorbea cuvintele astea, frate, într-o zi de așa sărbătoare, când tot poporul a votat pentru Domnul și ai avea înclinația să nu întristezi inima cuiva sau să-i tai curajul cuiva și să foarte atenți psihologic. Dar pe Iosua nu îl interesează psihologic, ci îl interesează spiritual și adevărat. Spune, nu, drumul acesta duce la moarte, nu la viață. Voi veți părăsi pe Domnul, spune versetul 20. Nu, poporul insistă, versetul 21. Nu, ci vom sluji Domnului, spune ei, insistă mai, mai departe. Și atunci Iosua spune, sunteți martori că ați vorbit așa ceva? Da, suntem martori, au spus ei. Acesta e versetul 22, suntem martori. Bine a zis Iosu. Și atunci el aplică testul pe care tu trebuie să-l aplici sufletului tău. Tu nu trebuie să te iei ușor. Eu sunt cu Domnul. Eu, inima mea, acum e bună. Deci eu sunt cu Domnul. Serios? Care-i semnul că ești cu Domnul? O, păi e nevoie de vreun semn? Sigur că da. Iată semnul. Iată dovada. Iată evidența. După roade veți cunoaște, spune acolo. Nu, nu luați lucrul acesta ca o simplă idee. Și atunci Iosua spune, după ce poporul strigă, suntem martori, în versetul 23, Iosua spune așa. Numărul 1. Scoateți, dar Dumnezei străini care sunt, sunt! Nu-i veți adopta mâine, ia veți acum, sunt aici. Scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Dacă spuneți că veți sluji pe Domnul. Și numărul doi, nu veți putea să vă întoarceți la Dumnezeu dacă nu scoateți acești idoli. Întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul vostru. Ce s-a întâmplat după cuvintele acestea? Cine știe? Nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Nu a avut nimeni de gând să scoată Dumnezeu care i Nici măcar un idolaș n-a fost scos afară nouă. Ei continuă să creadă că se poate sluji și lui Dumnezeu și cu idolii. Și atunci, versetul 24, în loc de a face ceva, pentru că Iosua i-a chemat, ăsta e semnul că ați ales pe Dumnezeu, scoateți Dumnezeu străini afară, în versetul 24, poporul a zis, nu a făcut n-a făcut nimic, dar a zis, a, a insistat, a continuat spunând, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru. Lecția era încheiată, Iosu a scris lucrul acesta într-o carte de aducere a minte și a plantat la Sihem, cine știe ce a plantat Iosu la Sihem? Oasele lui Iosif, luate de Moise în noaptea exodului, și duse până la Sihem și acolo le-a plantat în văzul la tot poporul. Pentru că, scrie Scriptura, ei au rămas credincioși numai cât a trăit Iosua. Imediat ce a murit Iosua și generația care a fost și-a văzut pe Domnul, scrie cuvântul lui Dumnezeu, judecător 2 cu 10, s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. A venit alți membri în biserică, a venit altă lume, a venit o nouă generație, a venit un nou pastor, a venit o nouă lume, a venit o nouă administrație. Nu știu nicio legătură cu Domnul. Dar în mijlocul lor n-a încetat, oasele lui Iosif n-au încetat să dea mărturie continuu, continuu. Dar generația aceasta nu cunoștea pe Dumnezeu. Ce diferită e situația aceasta, de aceea s-au prăbușit oamenii. Lecția pentru noi. Atâta timp cât Păstrăm în viața și ființa noastră un idol de un fel sau altul, atâta timp cât știm că lucrul acesta, înaintea lui Dumnezeu, este un lucru rău. Și continuăm să-l păstrăm în timp ce dorim să-i fim credincioși. Spunea Iisus, voi aduce zeciu aduceți aia, dar pe partea cealaltă considerați că a fi nemilos, a fi nedrept, a face lucrurile acestea strâmbe în timp ce aduce zeciu ele, acolo le considerați că merg, merge și una, merge și alta. Și spune Iisus, nou, fariseu, orb, fi foarte atent, curăță întâi partea din afară, dacă vrei să, dacă vrei, dacă nu vrei, lasă aparența aceasta. Și ați observat unde duce Aparența aceasta sau continuarea păstrării idolilor, refuzul schimbării. Ați observat unde duce acest drum la masa de cina Domnului din noaptea dinaintea răstignirii Domnului Hristos? Ați văzut bine unde duce lucrul acesta. Omul acesta a trăit o mascare perfectă a vieții de credință. A venit după Isus în timp ce n-a schimbat absolut nimic. Din inima lui și a sfârșit prin a vinde pe Isus. Nu prin a-și vinde răutatea, ci prin a vinde pe Isus. Aici duce drumul ăsta pentru fiecare dintre noi. Nu există excepție. Nici David nu scapă, nici Abraham nu scapă nimeni. Nu există excepție. De aceea învățăm lucrul ăsta și atâta timp cât ai de ales. De ce să nu alegeți pe Domnul? Când a fost același cuvânt, a fost spus de Iacov: Scoateți Dumnezeu străini, mergem la Betel, la casa lui Dumnezeu. Să-i mulțumim de necazul care ne-a scăpat. Foarte bine, bun. Din toată inima, da, bun. Scoateți Dumnezeu străini din mijlocul vostru. Scrie Biblia: Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor, și Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul Sihem. Și atunci, versetul 5 pe care te rog să le iei la inimă. Apoi s-a întâmplat ce scrie în versetul 5, după ce au scos și ei și-au îngropat. Atunci s-a întâmplat ce scrie în versetul 5, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau. Atunci s-a răspândit groaza lui Dumnezeu. Și atunci au trecut ei, au avut safe passage, au trecut ne afectați de nimic. Noi trăim în niște timpuri mult mai primejdioase decât ale lui Iacov. Și nu va exista trecere sigură decât dacă înaintea lui Dumnezeu am scos idolele acestea și pentru totdeauna a fost îngropați acolo la stejarul lui Mamre. În vremea lui Samuel, oamenii i au spus că îi doare inima după Dumnezeu. Au trecut 20 de ani în care ei nu peniseră la biserică. Și scrie versetul acesta 1 Samuel 7: că după 20 de ani casa lui Israel a plâns după Domnul. Au căutat, poate că există alte fericiri, alte încearcă, dar după 20 de ani s-a închis cercul și s-au dat seama că nu există o alternativă, nu există altceva. Și au plâns după Domnul. Și uitați ce scrie Samuel în versetul 3. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteile și îndreptați-vă inima spre Dumnezeu. Aceasta este condiția. Iubiții mei, aș dori să las deschis ca întotdeauna, nu încerc să închei. Niciunul din aceste lucruri nu se vor încheia. Toate lucrurile au margini, spune David în Psalmul 119. Toate lucrurile au, toate lucrurile au margini, dar legea lui Dumnezeu nu. Niciodată nu se va încheia continua noastră explorare și îmbogățirea Sufletului și creștere în, creștere în credință din Cuvântul lui Dumnezeu. Noaptea aproape a trecut se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată, îți mulțumim mult pentru cuvântul acesta. Suntem prea mici pentru un cuvânt așa de mare. Dar avem încredere într-un Dumnezeu mare. Tu ai spus, Doamne, că vei face spus mai mult decât putem crede sau gândi noi. Fă lucrul acesta în sufletul nostru. Și pentru că totdeauna în Tine, Doamne, avem de ales. Astăzi te alegem pe Tine. Știm ce înseamnă aceasta. Dă-ne puterea aceasta de a ne despărți sufletește de idolii care au ruinat viața. Ajută pe aproapele nostru care se zbuciumă cu aceste lucruri. Ajută pe cel care se luptă cu îndoielile, cu frământările. Întărește-ne picioarele pe stânca pe care nu putem să o ajungem singuri, Doamne, dar ajută-ne în numele Domnului Isus să te alegem pentru totdeauna pe Tine. Amin.